venit și bine ați venit sau revenit pe cel mai practic canal de educație financiară în limba română despre bani, cripto, acțiuni. Și în acest video o să vorbim despre toate, din simplu motiv că atunci când Katie Wood vorbește despre ceea ce face echipa sa de la ARK Invest, în general vorbește de toate. Din simplu motiv că banii contează atunci când vorbim și de acțiuni, banii contează atunci când vorbim și de cripto, zona cripto contează atunci când vorbim de posibilități pentru viitor, acțiunile contează pentru că, de fapt, în spatele lor sunt companii care se ocupă de inovație și în acest moment avem parte de foarte multe inovație și în acest video o să intrăm imediat aici de pe tabletă ca să discutăm despre cam toate lucrurile pe care le-am menționat Katie Wood în ultima apariție pe care a avut-o acum doar câteva zile. Și în primul rând a spune de ce este important să ascultăm ceea ce spun cei de la ARK Invest. Și, de fapt, de ce majoritatea subiectelor de acolo sunt foarte interesante pentru majoritatea dintre noi? Pentru că, în afara faptului că toate ar cam intra la un fel de cultură generală, aș spune, acea cultură generală vreau să fie și practică și de aceea, de fapt, vorbim despre aceste lucruri, pentru că cred că pe majoritatea dintre noi o să ne ajute destul de mult să luăm decizii mai bune când este vorba de bani, un subiect care știm că este destul de important pentru majoritatea persoanelor, dar o să ne uităm și la anumite industrii ca să ne dăm seama unde se îndreaptă și așa o să vedem și în ce ar trebui să investim, unul la mână, dar doi la mână o să ne cam dăm seama și că poate, dacă vedem unde se îndreaptă anumite industrii, acolo ar trebui să ne ducem și noi cu achizițiile pe care le facem în viața de zi cu zi. Și acum, mai mult sau mai puțin, mă gândesc și vorbesc despre mașinile electrice, pentru că avem aici foarte mulți indicatori care ne arată că mașinile electrice, încet, încet, o să înceapă să ia locul mașinilor tradiționale care folosesc petrol, petrol care, de fapt, devine mai scump. O să ne uităm aici peste anumite date, pentru că, de fapt, asta o să verificăm în acest video. Subiectele importante, dar și anumite statistici care ne arată unde ne îndreptăm și aș spune că majoritatea dintre noi o să luăm decizii la fel de bune precum Katie Wood și de la ARK Invest în ultimii ani când au făcut investiții și probabil o să avem și noi creșteri mult mai mari decât media, media fiind încă S&P 500. Însă, imediat o să intrăm în video, înainte nu uitați să lăsați acel like care ajută acest video, ajută ca aceste subiecte să devină mai populare și ca un număr cât mai mare de persoane să ia decizii cât mai bune, pentru că probabil majoritatea dintre noi putem să vedem chiar și în portofoliile noastre, dacă ne uităm pe perioade ceva mai lungi, că toate investițiile încet încet au crescut și dacă nu ați apăsat deja, puteți să o faceți acum pe acel buton de subscribe, dar mai ales pe acel clopoțel de lângă pentru a primi o notificare imediat ce scot un alt video și, ca să nu pierdem prea mult timp, hai să ne întoarcem aici de pe tabletă în câteva secunde și să trecem prin majoritatea subiectelor. Ok, și acum că ne-am întors, hai să vorbim despre Katie Wood, ARK Invest, ultima sa apariție din 3 septembrie. Să nu uităm că Katie Wood are până la urmă o echipă în spate, adică atunci când vine în fața ecranului și vorbește, are cunoștințele de la foarte multe persoane, persoane care știu și de Nvidia, care știu de plăci, de chipuri, care știu de Ethereum și o să menționez asta mai târziu în video, dar avem ceva subiecte de acoperit, așa că o să încerc să trec prin ele ceva mai repede, doar ca să avem toate aceste puncte de referință, pentru că, de fapt, aceste lucruri peste care mergem acum, pe care le verificăm, să spun așa, acestea sunt puncte de informații și când avem toate aceste informații, este mult mai ușor să luăm o decizie mai bună, da? Adică cam acesta este scopul de multe ori, să mergem în direcția care trebuie și este destul de greu să nu mergem în direcția care trebuie cu investițiile, cu ceea ce facem în viața de zi cu zi, când cam știm atât de multe lucruri pe care poate ar trebui să le facem și poate pe care nu ar trebui să le facem. Și o să începem de fapt cu monetary policy, da, de fapt să scriu în română, politică monetară. Deci, când vorbim de politică monetară, vorbim despre practic câți bani se printează. Desigur, sunt mai multe lucruri aici, adică avem politica monetară, politica fiscală, sunt diferite. Putem să ne gândim la ele, de fapt, ca la un fel de levier sau leviere pe care statul le trage atunci când are nevoie să schimbe câte ceva. Și la politica monetară, de fapt, ca să vorbim doar de ceea ce e mai important, este acest M2, adică câți bani se află în sistem și dacă ne-am uitat pe acel grafic, am vedea că s-a dus în sus foarte mult în 2021. Deci, practic, s-au printat între ghilimele mai mulți bani și îi spun între ghilimele pentru că de fapt acești bani nu sunt neapărat fizici, pur și simplu se poate apăsa un buton și acei bani intră în sistem. Fie că acei bani se oferă băncilor, fie că se cumpără obligațiuni cu acei bani, adică sunt mai multe lucruri care se fac, dar ce este important în acest moment este să vedem cam care a fost
progresul sau de fapt aici scăderea acestui M2, pentru că ideal nu vrem să vedem că se printează din ce mai mulți bani. Pentru că altfel ce avem în acest moment se devalorizează. Și mi-am notat aici că în februarie creșterea era de 27%, ceea ce înseamnă o creștere destul de mare a numărului de bani. În general, ar spune că nu vrem să vedem că banii se devalorizează chiar atât de repede. Și adevărul este că în acest moment creșterea este undeva pe la un 12%, ceea ce este ceva mai rezonabil, dar cam ceea ce ne interesează pe noi probabil este să vedem că se revine la acele numere prepandemice și se pare că atunci ne aflam pe la un 37%. Deci aceasta este rata cu care cantitatea de bani totală crește și astfel nu se devalorizează atât de repede, pentru că vedem în ultimul timp a fost nevoie cu stimulusul în Statele Unite și cu tot ajutorul, aș spune, pe scurt, care a trebuit adus în economie pentru a păstra lucrurile cam la fel ca înainte de pandemie, chiar dacă nu mai erau atâtea joburi, nu mai erau atâtea lucruri de făcut pentru persoanele care lucrau sau pentru business-urile care erau în aceste industrii, precum ospitalitate, hoteluri, companii aeriene. Dar asta ar fi tot despre politica monetară. Și ceea ce vedem aici este că acest număr se duce în jos și ideal probabil trebuie să ajungem la aceste numere ca totul să fie bine, să existe un echilibru ceva mai mare. Dar cu asta o să mergem la politica fiscală și aici vorbim despre alte lucruri, vorbim despre lucruri ceva mai specifice, adică ce bani trebuie să aduci în sistem, unde trebuie să folosiți, și aici am vorbit și de produs intern brut și cum acesta este afectat de toți acești bani care intră în sistem. Și la politica fiscală, ce a menționat și Katie Wood, este că în acest moment, în Statele Unite, pentru că după cum vedem, cam acolo se învârt toți acești noi bani, nu că în Europa nu s-ar întâmpla, dar fiindcă și Europa depinde într-o măsură foarte mare de Statele Unite și ce se întâmplă acolo, și se pare că acolo se dorește, sau cel puțin a fost propus în Parlament, să existe un pachet de 3,5 trilioane de dolari și prin pachet la ce mă refer? La faptul că se dorește ca acești bani să intre în sistem și folosiți pentru diferite lucruri. Dar se pare că un senator, și menționez asta și pentru că este destul de important, un senator de acolo din Statele Unite a spus că acest lucru este destul de ridicol și Katie Wood menționa că ar avea dreptate și cred că și eu gândesc cam la fel, că în acest moment Statele Unite vin cu toate aceste planuri și de fapt Statele Unite este imprecis spus. Sunt unele persoane în politica din Statele Unite care vin cu aceste sugestii, cu acest ajutor între ghilimele, normal că vii cu ajutor când asta ar putea să te ajute să ai mai multe voturi, dar per total, dacă ne gândim, este nevoie de mai mulți bani sau pur și simplu de o alocare ceva mai eficientă? Și aș spune că probabil este nevoie de o alocare ceva mai eficientă în acest moment decât să se tot aducă noi bani în sistem, și deși e nevoie să se investească în industria de mașini electrice, în industria solară și multe altele, chiar și cea de sănătate, acest lucru trebuie făcut probabil cu o atenție ceva mai mare și menționez asta și pentru că se pare că înainte să existe această pandemie, și aici putem să ne uităm la produsul intern brut și la datoria pe care o are Statele Unite, dar și orice altă țară. Știm că majoritatea țărilor funcționează pe datorie, pe faptul că împrumută bani de la alte țări, investește acei bani și întotdeauna o să fie, la fel cum cineva poate își ia o casă și are o datorie pe 20-30 de ani, la fel și țările au acea datorie și, în general, putem să ne uităm la PIB, deci produsul intern brut. Acest număr ia în considerare mai multe lucruri, dar practic putem să ne gândim cât de eficientă este o țară sau cât produce. Și dacă ne gândim care este produsul intern brut și care este datoria, când facem acest calcul, în general am vrea să vedem că acest PIB este poate ceva mai mare decât datoria. Adică este ca și cum noi ca persoane am vrea să câștigăm mai mult decât avem datoria, asta pentru siguranță. Se pare că în acest moment acest număr ar fi peste 100%, ceea ce normal că nu este la fel de bine, pentru că de fapt înainte de pandemie, deci pre-pandemie, acest număr era ceva mai echilibrat și era pe undeva pe la un 75%, ceea ce ne arată că în acest moment Statele Unite au trecut printr-o fază ceva mai dificilă și au trebuit să se concentreze mai mult pe datorii și asta cu timpul se poate echilibra, dar normal că nu vrei să crești acest număr. Adică dacă ne uităm acum la anumite țări care au datorii destul de mari sau dacă ne-am uitat istoric, am vedea că una din ele este Grecia. Și
știm prin ce a trecut Grecia la un anumit moment. Deci, ideal, vrem să vedem că aceste datorii rămân cât de cât stabile și dacă este peste 100%, asta nu este neapărat problemă, dar vrei mereu să păstrezi lucrurile într-o anumită zonă care să nu producă un anumit haos. Și, de fapt, mai am menționat ceva aici Katie Wood, faptul că acum am avea o nouă taxă de carbon. Și, de fapt, acestea cred că sunt lucrurile care trebuie să încet încet adoptate, pentru că știm cu toții că există taxe. Dar pentru ce și ce ajută? Și de fapt această nouă taxă de carbon poate să fie una care ajută ca Statele Unite să aibă mai mulți bani, deci practic mai puține datorii, și astfel să ajute și o industrie în creștere. Și aceasta ar fi și o decizie care ajută infrastructura. Deci pot să scriu aici, ajută infrastructura. Mai ales că prin această decizie, practic, a încuraja ca majoritatea persoanelor să se îndrepte spre această industrie solară și să iasă din această industrie, să spun așa, a petrolului. Și prin asta putem să ne gândim la industria mașinilor electrice, pentru că acolo se folosește petrolul, dar desigur se poate folosi electricitatea, un mod ceva mai eficient. Și dacă ne-am uitat la prețuri, am vedea că încet încet prețul se duce în favoarea mașinilor electrice, adică este mai ieftin să cumperi și să deții o mașină electrică, cel puțin dacă ne uităm pe o perioadă mai lungă și dacă nu ne gândim că ai cumpăra cel mai scump model de mașină electrică. Dar o să vorbim imediat și de mașinile electrice. Ideea este că, în general, ca să miști majoritatea persoanelor într-o anumită direcție, este bine să recompensezi un anumit obicei și aș spune să nu recompensezi, nu neapărat să pedepsești, dar dacă cineva, de exemplu, decide să folosească petrol mai mult, să fie un preț ceva mai mare și astfel duci persoanele care folosesc poate petrol aici sau să folosească electricitate în funcție de ceea ce vorbim. Pentru că știm că petrolul este folosit pentru foarte multe lucruri, dar pentru acele multe lucruri se pot folosi alte surse alternative și surse mai bune pentru pământ. Mai ales că probabil majoritatea dintre noi mai avem ceva de trăit pe această lume. Însă cu asta hai să menționez și altceva și de fapt o să merg aici la o altă pagină și o să vorbim de economie și unde se află ea și aceste numere sunt destul de interesante pentru că ne dă o idee și despre cum arată piața muncii. Și acel număr ar fi că în ultima lună au fost angajate 235.000 de persoane în Statele Unite, deci acestea ar fi noi joburi ocupate și aici acest număr nu ne dă o idee, dar o să vin cu o adăugare și aceea ar fi că așteptarea era mult mai mare. Adică așteptarea era să existe 733.000 de noi joburi ocupate. Deci practic vedem aici o diferență de aproape 1.000.000 de joburi care nu au fost ocupate. Și întrebarea ar fi de ce? De ce a existat această discrepanță atât de mare? Și una din întrebările adiționale ar fi, a fost datorită acestei variante Delta? Și adevărul este că este foarte probabil ca acesta să fi fost unul din motive, pentru că această nouă variantă Delta, normal că a lovit anumite industrii și acele industrii de servicii nu au putut să crească la fel de repede, sau mai bine spus, să revină la fel de repede. Și acesta este unul din motivele pentru care vedem acum că sunt destule persoane care nu au ocupat acele joburi care sunt disponibile și o să vorbim imediat despre câte joburi sunt disponibile, pentru că numărul este mult mai mare, sunt foarte multe joburi disponibile acum în Statele Unite, dar sunt anumite motive pentru care nu sunt ocupate. Și deși acesta este unul din motive, mai există unul și acela ar fi aceea de supply chain, ceea ce înseamnă lanț de aprovizionare, pentru că știm cu toții că există o mică mare problemă cu acele chipuri care sunt folosite pentru foarte multe lucruri. Știm că a afectat și această industrie a mașinilor, știm că a afectat și prețul pentru acele plăci video Nvidia și i-am notat aici că atunci când vorbim de producția de chipuri, aceasta a fost printre cele mai lovite și avem aici o statistică foarte interesantă. Deci o să menționez că avem aici o statistică care nu pare importantă, dar normal Katie Wood a clarificat și astfel ne dăm seama că deși avem numere foarte mici aici, acestea înseamnă de fapt destul de mult per total dacă ne gândim la
ce fel de impact are. Și, de exemplu, această statistică ar fi cea a orelor lucrate, deci ore lucrate în producție. Și acest număr al orelor lucrate de persoanele care lucrează aici a fost într-o scădere cu 0,5%. Și deși acest număr nu pare foarte mare, acest număr este totuși doar pentru o lună și, de fapt, dacă ar fi anualizat, adică dacă ai aduna 0,5 plus 0,5 și ai scade numărul de ore pentru un an cu 0,5 în fiecare lună, ai ajunge la un 6%, ceea ce este o lovitură destul de grea pentru un domeniu unde vedem că, de fapt, există chiar anumite probleme. Și aici, desigur, nu vorbim despre o creștere a productivității, pentru că de multe ori poate să fie vorba de mai puține ore lucrate, pentru că există o productivitate mai mare, deci reușești să produci mai mult într-un timp mai scurt. Dar, din păcate, aici nu este vorba despre asta, ci este vorba doar despre un număr mai mic de ore lucrate, pentru că există o anumită limitare din punct de vedere al chipurilor. Nu mai sunt atât de multe disponibile. Și, de fapt, aceste numere ne cam arată că, într-o oarecare măsură, economia și, normal că asta ar fi una din grijile din ultimul timp, începe economia să slăbească, adică, în loc să avem parte de progres, avem parte de o mică încetinire a economiei și adevărul este că o să trecem și peste niște părți pozitive aici și peste niște părți negative, adică lucruri care sunt mai bune și lucruri mai puțin bune. Și asta ne dă o idee despre poate ce vrem și noi să facem în această piață a muncii și eventual ce să nu facem. Și a venit Katie Wood cu o statistică destul de interesantă, este aici un indicator numit JOLTS și acesta de fapt acoperă job openings, adică câte joburi sunt disponibile în Statele Unite. Și mai devreme am văzut că au fost ocupate destul de puține față de care era așteptarea. Dar, de fapt, dacă dăm aici înapoi, vreau să menționez că au fost 10 milioane de joburi disponibile. Deci atât de multe joburi au fost disponibile în Statele Unite și totuși sunt neocupate. Și asta de ce? Și aici ar fi cel puțin două motive. Și unul din acele motive ar fi banii. Adică nu sunt plătite destul de bine acele joburi și, de fapt, chiar mi-am notat aici că Walmart, deci un magazin destul de mare din Statele Unite, a decis să crească salariul cu un dolar. Nu un procent, deci un dolar. Ceea ce înseamnă destul de mult. Dacă ne gândim că acest un dolar pe oră în plus se aplică foarte multor angajați și se aplică zilnic, sau mai bine spus oră de oră, adică plus 8 dolari pe zi ar fi per angajat și dacă adunăm toate aceste numere, ajungem la o cantitate destul de mare a banilor. Deci aceasta ar fi una din probleme, dar mai este și un alt motiv care poate ne interesează și mai mult și asta pentru că ne afectează oarecum și pe noi și ideea este că alt motiv ar fi lipsa de abilități, un lucru de care nu vrem să avem vreodată parte. Dar de ce există această lipsă de abilități? Ei bine, pentru că toate aceste noi domenii, AI, automatizare, putem să mai scriem aici și domeniul genomic, da, vedeți ce am scris aici, nu contează pentru că înțelegeți. Dar automatizare, AI, mașini electrice, știm că până la urmă Elon Musk a trebuit să facă întotdeauna lucruri noi, să vină cu inovație în acest domeniu și cu siguranță în acest moment sunt foarte multe persoane care trebuie să vină cu idei noi, adică nu poți să înveți ceva în facultate acum 5 ani, după aceea să vii la Tesla și să lucrezi în ziua de azi fără să vii poate cu idei noi sau să te adaptezi, pentru că sunt schimbări care au loc chiar în acest moment, chiar când faci acel job, să spunem. Și această lipsă de abilități, de fapt, este datorată acestei inovații. Adică chiar vedem că inovația are loc în acest moment și există o lipsă de abilități, iar răspunsul aici ar fi, pentru noi ca indivizi, să devenim mereu mai buni, adică să ne dăm seama, ok, ce fac în acest moment? Ar trebui să mai învăț lucruri noi? Poate nu, pentru că câteodată, în funcție de domeniu, trebuie să învățăm lucruri noi sau nu prea. Adică în domeniul vânzărilor, poate, să spunem că trebuie să mai înveți niște lucruri noi, dar cele de bază deja le ai. La fel în marketing, să spunem. Trebuie să ai o anumită bază și după aceea să mai înveți anumite lucruri. La fel dacă ești poate șofer de tir. Trebuie să-ți dai seama că
la un anumit moment în viitor, poate lucrurile se vor schimba, așa că ar trebui să ai și un plan de rezervă. Și cu orice abilitate pe care o avem sau orice abilitate din care se face bani, dacă suntem siguri de un lucru, acel lucru de care putem să fim siguri este schimbarea. Cu siguranță o să avem parte de schimbare în viitor și aici, de fapt, una din soluții ar fi ca acele mari corporații să ia personalul de la un nivel mai scăzut și să îi antreneze în companie, pentru că pot să menționez acum utilitatea facultăților. Acestea au o utilitate, am fost și eu acolo și pot să spun că m-a ajutat, nu neapărat din punct de vedere al lucrurilor învățate, dar m-a ajutat și din punct de vedere social. Însă, este un mod foarte lent de a crește, adică cu acele cursuri care au loc doar o dată pe zi și după aceea încă peste o săptămână, rata de creștere de care avem noi parte mental este foarte lentă. Învățăm lucrurile foarte lent, pe când la o corporație, dacă te duci acolo și lucrezi 8 ore exact pentru ceea ce produce bani companiei, atunci este normal ca acea creștere să fie una accelerată. Și aici cam vedem care este trendul în această piață a muncii și cred că asta ne cam ajută să înțelegem și unde vrem să fim noi în această piață. Și ideal să nu rămânem în urmă, pentru că alt lucru despre care a vorbit Katie Wood ar fi venitul personal. Și cam care este statistica aici în legătură cu creșterea. Se pare că pentru venitul personal, creșterea a fost de plus 1,1% de la an la an, ceea ce este un semn destul de bun, dar să nu uităm că există și o anumită inflație. Deci, cine a avut o creștere doar atât de mică și aici totuși este o medie, deci unii s-ar putea să fie avut o creștere de 10%, alții de plus 0%, adică n-au avut creștere, poate chiar au avut o scădere. Și ideal vrem să fim mereu peste media, dar normal că vrem să bătem media cu cât mai mult. Și în momentul acesta, dacă mă ascultați, probabil aveți o oarecare ambiție să fiți peste media. Dar în afară de acest număr, mai avem și altul și acela ar fi rata de salvare a banilor și traduce aici, nu prea îmi place să fiu sincer, deci rata de economisire, spune. Deci rata de economisire. Se pare că aceasta în acest moment, deci practic dacă câștigi 100%, aceștia sunt banii pe care îi ai pentru toată lumea, deci aici nu contează sumele despre care vorbim, dar media acestei rate de economisire este undeva pe la 13%, ceea ce înseamnă că pentru fiecare 100% de bani generați, de venit, 13% sunt puși deoparte, economisiți. Și acest număr a fost, de fapt, cam cel mai mare anul trecut, în 2020, când multe persoane nu mai știau pe ce să cheltuie banii, să spun așa, și am impresia că era pe undeva pe la un 26%, dar înainte de pandemie era pe undeva pe la un 3-8%, deci aici depinde foarte mult, pentru că acest număr normal că o să fluctueze în funcție de care este încrederea persoanelor că ziua de mâine o să fie mai bună, că jobul o să mai existe. Și eu aș spune că noi cei care investim, am vrea să avem acest număr cât mai sus, să investim, fie că investim acești bani în noi, fie că vorbim de aparatură care să ne facă mai productivi, de mâncare care să ne aducă beneficii din punct de vedere nutrițional, sau, desigur, în acțiuni, în imobiliare, în tipuri de investiții care ne aduc un ROI pozitiv, adică un return on investment, care, practic, ne aduc mai mulți bani decât am investit noi. Și acest număr este destul de important pentru că toți acești bani economisiți sunt șanse foarte mari să fie folosiți până la urmă de persoanele care îi pun deoparte și asta înseamnă că ne putem gândi ca la o muniție. Există destulă muniție acum pe piață și de aceea sunt șanse mari ca banii să nu fie o problemă. Adică pentru o companie ca Apple sunt destui bani care au pus bani deoparte și își permit să cumpere un iPhone. Deci aceste tipuri de companii care reușesc să aibă un marketing bun, care reușesc să crească, care reușesc să aducă, să spunem, o oarecare inovație, chiar dacă acea inovație e doar o cameră ceva mai bună, o să continue cel mai probabil să crească. Adică banii nu ar fi o problemă din partea clienților lor. Dar hai să ne uităm și la indicatorii negativi. Deci niște lucruri care nu sunt chiar atât de pozitive, pentru că este clar că economia a fost cât de cât lovită de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp cu virusul, cu pandemia și o să mai continue să existe anumite repercusiuni. Și mi-am notat aici că unii din acei indicatori negativi, cum știm cu toții, ar fi inflația, care, de exemplu, a fost la un 0,5% în ultima lună, ceea ce
contează, adică dacă am aduna acest 0,5 un an întreg am avea 6%, ceea ce este destul de mult, adică ni s-ar duce în jos valoarea banilor noștri cu 6%. Practic, dacă am avea 100 de RON, aceștia ar deveni 95 de RON într-un an, dacă îi ținem sub saltea. Și altă cifră importantă ar fi aceste vânzări totale, aș spune, adică care este numărul de vânzări ale bunurilor din lume. Și se pare că suntem la un minus 1,1% de la an la an, ceea ce este destul de mult, adică majoritatea persoanelor au început să cumpere mai puțin. Și un motiv poate să fie această frică că există o anumită inflație și ne gândim, banii noștri devin din ce în ce mai puțin valoroși continuu, ceea ce înseamnă că poate nu mai vrem să-i cheltuim atât de ușor pe telefoane poate prea scumpe, poate pe obiecte din casă care nu merită și asta o să lovească anumite companii care vând acele produse. Și altă statistică care nu ne dă neapărat cea mai mare încredere în economie este că media, și aici avem un număr destul de interesant, media veniturilor reale per oră. Deci aici s-ar face așa un echilibru al veniturilor totale și acest cuvânt reale ia în considerare mai mulți factori care ne arată că, deși am venit aici, venitul personal a crescut, trebuie să luăm în considerare că există și o anumită inflație, vânzările per total au scăzut, există poate mai puține joburi, cu siguranță de fapt mai puține joburi decât la un anumit moment înainte de pandemie, și această medie a veniturilor reale per oră se pare că a scăzut cu minus 1,2% year over year, ceea ce înseamnă de la an la an. Deci în 2021 avem o medie a veniturilor reale per oră mai mică decât în 2020. Desigur, asta depinde de la persoană la persoană. De aceea chiar menționez că acest număr ne cam interesează ca să ne dăm seama ce se întâmplă în jurul nostru, dar ideal noi încercăm să avem o creștere și în general, cei care sunt mai ambițioși, cei care depun un efort extra, să spun așa, nu va exista o lipsă de recompense. Și de aceea o să bat de foarte multe ori moneda pe acest lucru, că ideal noi încercăm să facem progres. Nu contează că economia nu arată prea bine, pentru că chiar atunci când există probleme în economie, atunci există și cele mai mari oportunități, pentru că sunt găuri în sistem și acele goluri pot să fie umplute. Și ideal, noi suntem printre acele persoane care le umple. Dar cu asta vreau să trecem la o altă industrie foarte interesantă despre care am vorbit, o să vorbim și care ne interesează pentru că o să vedem în această industrie auto care este numărul de vânzări și aici nu vorbim de mașini electrice, ci de mașinile tradiționale și o să vedem aici că trendul este unul în jos și asta ne cam dă o idee că probabil s-ar putea ca industria mașinilor electrice să aibă de câștigat, pentru că industria mașinilor, o să folosim cuvântul tradiționale, cele care folosesc benzină, motorină, este una în scădere. Și vedem aici că, de exemplu, în februarie au fost vândute 18,5 milioane de mașini și după aceea, dacă mergem unde suntem acum, deci în august 2021, o să vedem, deci aici avem februarie 2021 și aici august 2021, aici numărul a cam scăzut semnificativ și avem un număr de 13 milioane. Deci această diferență de 5 milioane, 5,5 de fapt, este una destul de mare dacă ne gândim la câți bani înseamnă. Și aici avem mai multe motive pentru care acest număr a scăzut. Deci companiile de mașini, din ceea ce pare, acestea dau vina, deci o să scriu aici companiile de mașini, se pare că dau vina pe această lipsă, deci lipsă de chipuri. Și aș spune și eu că e adevărat, aceasta poate să fie o posibilitate și Katie Wood a spus la fel că aceasta poate să fie o posibilitate, dar la fel de bine poate să fie vorba despre un trend și acesta poate să fie un trend în scădere pentru industria de mașini non-electrice. Și cu asta pot să menționez că avem aici anumite scenarii să ne gândim la consumator, da? Ca mine, ca tine, putem să ne gândim care este modul de gândire pentru consumator și mi-am și notat aici că foarte mult și de fapt dacă ne uităm în urmă vedem că au fost cumpărate foarte multe mașini în ultimii ani și foarte mulți pot să se gândească, o să folosesc aici ghilimele, deci cineva poate să se gândească la următorul lucru, ok, am mașină, da, deci
poate nu mai trebuie. Adică nu mai trebuie să-mi cumpăr o mașină cu bani pe care nu i-am ca să impresionez persoane de care nu-mi pasă și așa mai departe. Cred că știți vorba aia. Acesta poate să fie unul din motive, dar în același timp mai poate să existe și un alt gând. Și altul ar fi următorul, că deci pur și simplu ne gândim. Sunt foarte multe persoane care în acest moment, văzând cam unde se îndreaptă această industrie a mașinilor și acel trend este unul către mașini electrice, foarte multe persoane pot să gândească, ok, am mașină, oare să mai cumpăr una acum, peste un an, peste doi, peste trei, dacă aveam de gând, sau să mai aștept puțin și să cumpăr o mașină electrică, deci o mașină electrică, din simplu motiv că se pare că acest cost al mașinilor electrice poate să fie chiar mai mic dacă ne uităm pe termen lung decât a cumpăra o mașină care funcționează pe benzină, pe motorină în acest moment. Și aici pot să ofer un exemplu cu laptopul meu pe care l-am aici. Și eu gândesc mai mult sau mai puțin la fel cu laptopul, adică l-aș ține până când moare, chiar dacă a costat vreo 5.000 de ron și simt că aș putea să iau ceva care poate costa 6.000 și este ceva mai bun, ceva mai eficient. Aș aștepta până când acesta simt că nu și-ar mai face treaba, că ar fi foarte învechit. Și știu că acel laptop care acum poate costa chiar 7.000 sau 8.000 de lei, într-un an, 2-3, va costa la fel ca acesta, deci practic o să dau mai puțin bani și până atunci acesta va face treaba foarte bine. Deci trebuie să ne gândim și din acest punct de vedere, că toate aceste informații oarecum ne ajută să luăm și decizii de cumpărare care sunt ceva mai bune. Una este să iei, să spunem, poate în 2023 o mașină de 10.000 de, o să scriu dolari, deși putem să ne gândim la euro, o mașină de 10.000 de dolari care nu e electrică și după aceea în 2025 să te gândești că ok, vreau să iau una de 20.000 și din păcate acești bani au cam fost irosiți. Versus, deci aș putea scriu versus aici, dar o să șterg aici ca să fim mai ordonați. Versus a aștepta poate direct până într-un 2024, să spunem, și atunci să dai poate 20.000, dar să ai acea mașină pentru următorii 10 ani. Deci aceste decizii de cumpărare contează foarte mult pentru noi, dar și pentru companii și pentru investițiile noastre, pentru că dacă investești azi în Tesla și aceasta crește la 3.000 de dolari, unde presupun cei de la ARK Invest că ar fi până în 2025, și în acest moment, de exemplu, dacă avem 10.000 de dolari și investim poate în Tesla versus într-o mașină, în câțiva ani, în 2025 să spunem, acei 10.000 ca și valoarea mașinii ar însemna poate 6.000, 7.000 de dolari, pe când dacă investim în Tesla poate înseamnă 30.000 de dolari, adică poate se triplează ca și valoare, ceea ce este posibil. De aceea, toate aceste informații a spune că trebuie să le folosim în avantajul nostru și fiecare, desigur, suntem într-un alt punct cu achizițiile pe care le facem sau cu sumele de bani pe care le avem. Dar, ideal, știm de toate aceste posibilități, toate aceste oportunități și folosim banii într-un mod cât mai inteligent, încât să avem o problemă sau probleme mult mai mici cu ei de-a lungul timpului. Dar, ca să continuăm pe acest trend al mașinilor electrice, o să menționez care este predicția celor de la ARK Invest în legătură cu mașinile electrice și unde se îndreaptă această industrie. Și acum o să vorbim de vânzări, pentru că avem numerele din 2020. Și știm că în 2020 se pare că au fost vândute 2,2 milioane de mașini electrice. Și se pare că estimarea pentru 2021 ar fi undeva pe la un 3,8 milioane, deci o creștere destul de mare, peste 50%, dar ceea ce este și mai important este că estimarea pentru 2025 din partea celor de la ARK Invest, deci nu avem unde să știm dacă exact asta se va întâmpla, dar șansele sunt măricele, pentru că cei de la ARK Invest probabil au făcut destule cercetări, au folosit destule statistici și se pare că estimarea este undeva pe la un 40 de milioane de mașini electrice vândute în 2025. Și dacă Tesla are doar o parte din această creștere, din acest 10X, să spunem, atunci probabil chiar vor ajunge de la un preț de 700 de dolari unde sunt acum la ceea ce se prezice în 2030, un preț de cam 3.000. Desigur, prețul acțiunii aici nu depinde de acest 10X, sunt mai mulți factori pe care trebuie să-i luăm în considerare aici, dar această creștere este probabil una rezonabilă pentru o companie ca Tesla, mai ales dacă în 2025 încă mai este loc de crescut pentru Tesla până în 2030. Și acum, desigur, nu mai vorbim doar de mașini, vorbim și de industria solară și de orice altceva va mai face cu Tesla în acel moment Elon Musk. Dar
Cu asta o să trec de fapt aici la ultimele notițe pe care mi le-am luat și adevărul este că am ceva mai multe, dar o să continui cu același subiect, pentru că probabil o să terminăm acum cu mașinile electrice. Iar acel lucru pe care pot să spun este că dacă prețurile vor continua să se ducă în jos, atunci sunt șanse foarte mari ca această industrie a mașinilor electrice să continue să crească și aceste numere pe care le avem aici să nu fie departe de realitate. Și cu asta o să trec aici pentru o secundă să vorbesc și despre zona cripto, pentru că am menționat Katie Wood câteva lucruri și despre zona cripto. Și întrebarea ar fi, de ce multe persoane investesc în cripto? În afara faptului că desigur este o speculație și dacă ne-am gândit logic, cripto este un mod de a bate inflația și vedem că o cam bate foarte lejer, adică mai ales în ultimele luni a crescut destul de mult zona cripto și aceasta este de fapt o variantă, a spune, deci o variantă împotriva inflației. Și de aceea menționez că ar trebui să investim în cripto, pentru că vedem că este o zonă care crește din ce în ce mai mult și chiar și Katie Wood a menționat de zona DeFi, deci Decentralized Finance, care are legătură cu cripto. Și aici, practic, vorbim despre faptul că poți să îți pui banii pe o platformă, precum, să spunem, BlockFi. Deci acesta este un site unde îți pui criptomonedele, ai criptomonede, Bitcoin, Ethereum și altele, ți le pui aici și pentru asta BlockFi te recompensează, la fel ca o bancă, cu o anumită dobândă. Și în această zonă cripto, dobânzile în acest moment sunt undeva de la poate un 30%, să spunem în medie, pentru că o să găsim și numere 20%, 30%, dar desigur riscul este mai mare. Cu cât numărul este mai mic, cu atât riscul probabil este mai mic. Dar în această zonă DeFi, chiar dacă nu este cea mai sigură, avem foarte multe persoane mai tinere care n-au nicio problemă să își pună banii aici. Normal că, în general, persoanele care sunt mai în vârstă și poate care au sume mai mari de bani sunt tentați să nu își pună banii aici, pentru că șansele sunt mai mari, poate să îi piardă, deci nu au de ce să riște. Warren Buffett nu are de ce să-și pună banii în BlockFi, pentru că oricum nu cumpără cripto, dar un 30% versus cât oferă banca, să spunem un 0,1% sau hai să spunem chiar și un 1%, normal că în cele mai multe cazuri o persoană mai tânără o să aleagă acest 30% în dauna acestui 0,1%. Chiar dacă este un risc ceva mai mare, în general trebuie să luăm anumite riscuri, adică și cine începe un business, și cine investește în persoana sa, cine face un video. Normal că ia anumite riscuri. Faptul că poate acel video este o pierdere de timp, nu? Faptul că acel timp poate fi petrecut altfel, da? Deci la fel este și cu banii. Îi pui aici sau îi pui aici. N-ai de unde să știi neapărat dinainte care este investiția mai bună, dar în probabilități vorbind, ne cam dăm seama că poate dacă îi punem undeva nu o să avem parte de vreun anumit câștig, pe când dacă îi punem în altă parte șansele sunt ceva mai mari să avem de câștigat. Și ca să ne apropiem de încheiere o să vorbim de acțiuni puțin, deci Katie Wood a menționat și acțiunile FANG, deci cele destul de cunoscute, Facebook, Apple, Netflix, Google și acestea se pare că au început să devină în acest moment acțiuni destul de defensive și aici au început să se parcheze, să spun așa, anumiți bani. Pentru că mulți investitori încep să-și dea seama că Facebook, Apple, toate aceste companii sunt locuri destul de sigure. Nu prea se opresc din creștere, încet, încet continuă să crească și rămâne, toate mai bine spus, rămân variante destul de bune de investiții pe termen lung. De simplu motiv că șansele sunt măricele să continue această creștere. Chiar dacă nu o să mai crească, să spunem, cum a făcut-o Apple în 2010-2020, se înzecească, cel mai probabil o să continue să crească 5% pe an, 10% pe an și încet, încet aceste creșteri înseamnă destul de mult. Deci, pentru cine vrea să aibă investiții ceva mai sigure, probabil aceste fanguri, aceste companii foarte mari, acești giganți din Statele Unite, rămân alegeri destul de bune, dar în același timp o să menționăm și această industrie, să spunem, a sănătății și nu numai. Avem aici sănătate, putem să menționăm și această industrie AI, cea de printare 3D, toate care sunt în creștere și unde, acesta este factorul cel mai important de fapt, faptul că prețurile scad, pentru că avem parte de inovație și încep să scadă prețurile, mai multă lume își permite aceste lucruri, adică acum câțiva ani probabil era mai greu să ții un aparat care face printare 3D, pe când acum nu este neapărat foarte greu, adică orice poate să se ducă pe AliExpress și să vadă prețurile. Sunt doar câteva sute de dolari. Și menționez asta și pentru că Katie Wood a menționat care este scăderea prețurilor în această zonă AI și a menționat că
Această scădere este una de cam 68% pe an a prețurilor și asta este o scădere destul de mare. Asta s-a întâmplat de fapt și în domeniul sănătății, pe această parte a scanării genomului, ADN-ului și ca să ofer aici exemplu concret, ideea ar fi că dacă la un anumit moment costa 1.000.000 de euro să faci o analiză a genomului și la un anumit moment acesta era prețul, după aceea, după o scădere de 68%, înseamnă că a ajuns pe undeva pe la un 300.000, după aceea, dacă mai scazi încă o dată cu 68%, să spunem că ajunge undeva pe la un 110.000 și după aceea, dacă mai scazi încă o dată cu 68%, să spunem că ajungi pe la un 40.000 și așa mai departe, de la an la an, până când ajungi ca acest test genomic să coste $100. Deci, practic, oricine să-l facă și oricine să aibă posibilitatea să aibă grijă de sănătatea sa cât mai bine, cât mai ușor, cât mai convenabil. Și acesta este, de fapt, motivul principal pentru care inovația cel mai probabil va continua. Adică, dacă ne uităm în urmă, nu este o surpriză că întotdeauna avem parte de inovație, că întotdeauna o să fie noi companii care vin cu lucruri noi, care ne fac viața mai bună, care ne fac viața mai ușoară, adică și acest microfon în acest moment. Probabil acum 60 de ani, hai să spunem 70 de ani, probabil nu exista niciun microfon care se audă așa bine. Dar în acest moment avem acest microfon care costă $61, nu câteva sute sau mii de dolari. Și cu asta de fapt pot să închei, să menționez că de obicei, cred că merită să o ascultăm pe Katie Wood și pe cei de la ARK Invest, pentru că se concentrează pe lucruri destul de importante, pe bani, cum de fapt ne concentrăm și noi pe acest canal și putem să vedem, culegând toate aceste informații, cam unde ar trebui să ne îndreptăm și noi, fie că vorbim de piața muncii, fie că vorbim de cum să ne alocăm banii, fie de cum vrem să ne cheltuim banii, fie de unde să investim, în ce să investim și desigur toate aceste informații trebuie folosite, în sensul în care tot trebuie să investim în această lună, luna următoare sau peste două luni într-o anumită acțiune sau într-un anumit activ, adică fie că e imobiliare, fie că sunt acțiuni, fie că vorbim de cripto. Vedem că sunt toate aceste posibilități și după ce culegem aceste informații, cred că ne cam dăm seama cam care ar fi investițiile, cât de cât ok sau cel puțin destul de bune. Dar cu asta încheiem pentru acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă nu ați apăsat pe butonul de subscribe, dar mai ales nu ați dat pe clopoțelul de lângă, puteți să o faceți în acest moment și până data viitoare vă urez toate cele bune, fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.